Mulțumim la fratele Cornel pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus și voi merge mai departe puțin numai în baza testului pe care este citit, nu voi mă duce în altă parte. Dacă o să mă servesc de... Și în versetul 13, care din locul de unde fratele Cornel s-a oprit și nu am mers mai departe, mă duc eu, se spune aici așa de frumos: să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșiși lui Dumnezeu ca vii din morți după cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub har, ci sub lege. Păcatul nu mai trebuie să stăpânească asupra noastră și să nu mai trăim cum trăiește lumea. Mădularele noastre să fie mădulare sfinte și să nu fie folosite în scopul murdare, ci să fie ținute în sfințenie și bogățenie, pentru că noi ne-am schimbat, am murit împreună cu Hristos și am devenit o ființă nouă. Și devenind acea ființă nouă, nu mai putem să păcătuim, ci trebuie să fim sfinți și curați. Și uitați ce spune mai departe Pavel aici: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să ascultați, sunteți robi ai celuia de care ascultați? Chelare lui Sfânt, brasla pentru mine. Mai bine cu astea, bă. Ascultați? Deci, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robe păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptatea învățăturii pe care ați primit-o. Mulțumiri fie astea aduse lui Dumnezeu, pentru că voi, cei care ați fost morți în păcate, ați ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu v-a luminat și ați devenit sfinți și neprihăniți. Și acum trebuie să aduceți roade sfinte și neprihănite, nu ca atunci când trăiați în lume și erați liberi față de Dumnezeu, față de neprihănire. Ați devenit acum copii al lui Dumnezeu și trebuie să se cunoască în voi că sunteți cu adevărat copii al lui Dumnezeu. De aceea să nu mai pună stăpânire peste mădularele voastre în lumea murdară și lumea necurată, ci să fiți robe ale lui Dumnezeu. Și așa mai departe, căci atunci când erați robe ai păcatului, vedeți ce spune Apostolul Pavel, erați sloburi față de neprihănire. Când eram robe ai păcatului, exact ceea ce am spus câteva minute mai urmă, eram sloburi față de neprihănire. Și ce roade, zice, aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și a fost făcut robe al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințenia, iar care a sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Plata păcatului este moartea, așa găsim în Sfintele Scripturii mai multe locuri. Și aici Apostolul Pavel repetă lucrul acesta și spune: și ce roade aducem atunci când eram robi ai păcatului? Roade de care acum ne este rușine. De ce? Că în felul cum trăiam când eram în lume și cei care au fost în lume și felul cum trăiau, acum nu mai trăiesc și este rușine să mai trăiască așa cum au trăit înainte, pentru că au fost sfințiți, au fost curățiți, au fost răstigniți împreună cu Hristos, așa cum spune, de la începutul testului și au înviat împreună cu Hristos și sunt moștenitori ai împărăției veșnice, nu mai sunt ceea ce a fost înainte. De aceea trebuie să trăim o viață sfântă și curată și să căutăm să împlinim voia lui Dumnezeu și să se cunoască în noi că suntem cu adevărat fii al lui Dumnezeu. Și ultimul verset pe care îl citesc și cu care doresc să se închei este versetul de care ne cheamă pe noi și ne spune ce trebuie să facem, versetul 12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui.
păcatul să nu mai domnească în trupurile noastre muritoare și să nu mai ascultăm de poftele Lui, ci să fim sfinți și curați, neprăieniți, că atunci când va veni Iisus Hristos, Domnul nostru, pe nor de slavă, să putem să-L întâmpinăm, să ne ducă acasă la El în gloria și slava cerească. Și El a spus că ne va, se va încinge și ne va servi la masă și vom trăi cu El o veșnicie și apoi cu El și cu Dumnezeu Tatăl ne vom coborâ pe un pământ nou și un cer nou, unde va domni neprihănirea și sfințenia și acolo vom trăi o veșnicie întreagă, unde nu va mai fi plâns și durere și unde nu mai va fi chinuri și despărțire de unii de alții, ci vom fi cu Domnul Dumnezeu nostru în vecii vecilor și ne vom bucura pentru că am slujit cândva aici pe pământul lui Dumnezeu și pentru că am trăit o viață sfântă și curată. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că ne-a ajutat până aici și haide cu toți să ne plecăm pe genunchi, să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta binecuvântată, pentru cuvântul Său, pentru frații care au slujit aici înaintea dumneavoastră și cereți ca Dumnezeu să-i binecuvânte pe toți. Amin.